Bună ziua, dragilor, și bun găsit la tărea cu prostul Naim din nou, iată-ne împreună. Sigur, clasa, cum spune tu? Clasa pregătitoare. 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 Clasa pregătitoare. Ei, când așteptam, de o să te mă zici, le-am așteptat să ne vedem din nou, pentru că tu ești cea care îmi dai mie șansa să faci niște lecții frumoase la clasa pregătitoare. Eu te înscriu un număr și tu spui ce am scris eu acum. Eu nu știu ce să-ți citesc. 275. 275. Este compus din 200. De acord? Și 75. Și 70. Și încă 5. Foarte mult. Foarte mult. Câți de-am de 10 aș pune eu aici? Într-o singură sută, câți de 10 pun? Trebuie să pui 10 de 10. 10 de 10. Deci pentru o singură sută pun 1, 2, 3. Urmărește tu dacă i-am pus pe toți. Eu îi scriu acolo și tu, și tu urmărește dacă sunt toți. Să nu scriu nici mult plus, nici minus. Deci tu știi cât să scriu. O fi mulți, o fi puțini. Câți de 10 ai spus? Într-o singură sută 20, sunt 10. Și în altul sunt încă 10. Deci până unde sunt? Până unde am 100? Până unde am 100? 2, 4, 6, 8, 10. Până aici, da? Până aici o singură sută. Aici, până aici, este o singură sută. Deci 100, foarte mult înseamnă 100. 10 de alte 10. Și plus, am pus aici 3. Și mai continui și odată. Mai trebuie să mai pun, te-a răsut mai și cât mai trebuie să pun. I-am pus pentru prima sută, acum cea de-a doua sută. Câți am pus? Am pus 2, 4, 6 și mă întrebi 4 foarte bine. 1, 2, 3, 4. Până acum am pus pentru doar 200. Deci până aici am completat încă 100. A fost prima sută pe care am pus-o. Și acum, iată că până aici am venit cu cea de-a doua sută. Încă 100. Și plus cât? Câți de ani de 10 am aici? Ia urmărește tu. 7 de 10. Plus încă o 10. Plus încă o 10. Și încă unul. Și încă unul. Și încă unul. Urmărește tu că fac 7. 7 de ani de 10. Ia urmărește ce am pus. 5. Deci, până aici, 2, 4, 6 și încă unul trebuiește, da? Și încă unul, 10. Iată, aici sunt cei 7 de 10. Știi tu câți de 10 sunt în total? De la început până la sfârșit? Câți de 10 sunt? Păi sunt aici, în prima sută, câți de 10? 10. Și în cea de-a doua sută cât sunt? Încă 10. Încă 10. 10 de 10. Câți de-a de 10? O 10 de 10 de-a de 10 și încă 10 de-a de 10 sunt 20 de-a de 10. Da? 20 de-a de 10. Și încă aici câți am? Câți am încă? Încă... 7. De 10. Deci sunt 27. Ia uite de cât sunt. 27 de 10. Deci deodată știm, fără să-i numărăm, fără să-i scriem, dacă punem mâna pe cifra unităților și citim, ăștia de aici sunt toți 27 de ani de 10. Deci când vrem să aflăm câți de 10, punem mâna
pe cifra unităților și citim în față și știm că-s de 10. 27 de 10 și încă plus 5-ul ăsta de aici. Și plus 5-ul. Iată cât de frumos am desfășurat numărul 275. 275. Da? L-am scris ca fiind 27 de 10 plus 5. Acum, hai să facem următoarea scădere. 275 minus 5. Cât crezi că rămâne din 275 dacă scădem 5? Rămâne 207. 270. Da? 270. Deci dacă dăm de rămâne, uite cât e de frumos. Dacă dăm pe 5-ul ăsta deoparte, rămân 200, adică 100 și încă 100 și 7. 270. Face 270. Dar dacă din 200, din 275, scădem pe 75, cât rămâne? 200. 200, sigur că dacă e bună peste, 200 rămas. 200. Foarte bine. Dar din 275, dacă scădem pe numai pe 70, cât crezi că rămâne? Din 275, dacă scădem numai pe 70. 205. 205. Foarte tare. 205. Dar din 275, dacă scădem pe 100, 175, sigur că da. Dar din 275, dacă scădem pe 10, pe 275, dacă scădem pe 10, 70 scădem o 10. Cât rămâne de 70 scădem o 10? 5. 60, 6. Uite, de 7, de 7, dacă scădem de 1, rămâne 6. Da? Deci vine cât? Iată, o să vedem. 265. De 5 au rămas. Da? 265. Dar acum e cel mai tare pe țopor. Fii atentă. Din 275 scădem pe 15. Ei, dacă tu răspunzi acum, ești cea mai tare. Deci din 275 scădem pe 15. Când am scăzut doar pe 10, deci din 275 scădem pe 15. Când am scăzut mai pe 10, o să rămas 265. Dacă scădem pe 15, rămâne, acum, cât, ia să vedem. La sute, n-avem treabă. La 10, avem că în 15 e o 10 și un 5. De la 10 scădem, din 7 scădem o 10 și rămâne 60. Și 5 ori ăla scădem și pe cealaltă. Deci rămâne doar 260. Da? Deci 260. Da? Că am scăzut din 10, din 70 am scăzut 10. Și pe urmă am scăzut pe 5-ul 10. Ia să vedem. Din 275 scădem pe 20. Ia să văd la de discursul. Din 275 scădem 20. Când am scăzut o singură 10,
Au rămas 265. Când scădem acum 20, rămâne 200. 55. 55, că ăsta nu e deloc, nu e afectat. Da? 252, 255. Deci numărul ăsta e afectat. Că lui am luat de la cifra asta am luat 20. De la 70 am luat 20. Ia să vedem. Din 275, hai să scădem 30. Da, acum te descurci, tu ești foarte puternic. Cât rămân? 275, dacă scădem 30. Am scăzut 20, rămas 255 și acum scădem 30 mai mult pe 10, rămâne 200, 50. Nu 50, mai puțin cu 10, de la 5, 30. 45, 45, de ce? Că am scăzut, nu? Am scăzut 20. Rămas 50, acum scădem 10, 30 și rămân 245. În sfârșit. Hai să vedem acum. Din 10, dacă scădem pe 5, cât rămâne? Hai să luăm mai ușor. Din 10, dacă scădem pe 5? 5. 5. Dar din 11, dacă scădem pe 5? Hai să le spunem prietenilor noștri cum ai gândit tu, că eu știu cum ai gândit. E așa, 11 fără 5 este egal cu 11, este compus dintr-o 10 și 1, nu? Deci egal cu 10, un pic, dăm pe o primă de parte, 10, hai să nu mai trage de astea, se strică de tot, da? Și se vede urât, tabla asta e urâtă, foarte urâtă, de cap de acolo. Și eu am pus așa, ca să nu se facă urât la film. Deci, 11 din ce e compus? Dintr-o 10 plus un 1, da? Nu mai trage, minus 5. Și acum, din 10 asta ai scăzut pe 5 și a rămas ca înainte. Din 10 ai scăzut pe 5 face 5. Deci ai scăzut 5. Din 10 ai scăzut pe 5. Și 5 plus 1, 5 plus 1 e egal cu 6. Așa ai gândit. Foarte interesant. Deci din 10 scădem pe 5 face 5, dar dacă de 11 scădem pe 5 face 6. Te rog să spui acum, din 12 dacă scădem pe 5, cu cine este egal? Din 12 dacă scădem pe 5. 7! 7, foarte bine. Hai să-i spunem prietenilor noștri cum ai gândit. Este așa. 12 se minus 5 înseamnă în loc de 12, tu ai gândit 10 și un 2. 10 plus 2. Și tu mai scădut pe 5. Dar din 10 asta crescat pe 5, rămâne un 5. Deci vine 5 plus 2 și 5 plus 2 egal cu 7. Așa, dragilor, am gândit. Cum te numești tu, domnule? Eva. Noi trebuie să ne gândim mai rar. Mă gândesc cu mulți copii și uit uneori. Dar acum trebuie să țin minte neapărat. Eva așa gândesc. Dar din 13, Eva, dacă scădem pe 5? 8. Ce că dacă te-ai prins, că crescut un corect. Dar să ne spunem prietenilor noștri că așa înseamnă. 13 scăzut 5. Înseamnă 10 plus
3 minus 5 și 10 minus 5 fac 5 și cu 3, 5 plus 3 și egal cu 8. Acum să te văd din 13 dacă îți credem pe 6 era. Ia să văd eu dacă tu ne prinzi din 13 îți credem pe 6. Egal cu un 10 plus un 3. Și că scădem pe 6, egal cu. Din 10, dacă scădem pe 6, cât face? Din 10, dacă scădem pe 6. 4? 4, corect. 4 plus 3. 4 plus 3. 4 ăsta și cu 3 de aici face? 4 plus 3. Vezi, e perfectă judecata noastră. Deci, practic, scădem din 10 pe 6, rămâne 4 și cu 3, 7. De aceea, 13 minus 6 egal cu 7. Fii atent acum. Din 14, dacă scădem pe 6, cu cine este egal? 14 scădem pe 6, cu cine este egal? Din cine se va pune? Din 1 și un 10. Din 10 și un? 1. Nu, nu, 10 și 4. 4. Așa. Deci egal mai departe cu. Nu știu ce să răspunde. Lăsăm acum și judecăm. 14 scăzut 6 este egal cu un 10 plus 4 minus 6. 4 e mic. Deci și una 10. 10. Tu ești puternic față de 6. Hai bine, 10. Hai să apelez la tine. Și scădem din 10 pe 4. Cât rămâne din 10 dacă scădem pe 4? 10 dacă scădem pe 4. Cât, pardon, din 10 scădem pe 6. Din 10 dacă scădem pe 6, face 4. 4. Deci, 10 scădem pe 4, 6 face 4. 4 ăsta și cu 4. 4 plus 4 este egal cu... Vezi? Răspunsul corect? 8. Vezi că răspunsul corect este 8. De fapt, fii atentă și pe Gheri, uite de aici la mine. Ai făcut 13 minus 6, cât ți-a dat 13 minus 7? 7. Dacă n-am zis 14, l-am mărit cu 1 și acel 1 trebuie să-l găsească, pentru că scădem tot 6. Aici trebuie să-l găsească la 7, mărit cu 1 și face 8. Da? Ăsta este motivul. Bun. Din ce în ce mai interesante, lucruri frumoase facem. Dacă bunicul are 27 de găini,
Și vine vârstea și mănâncă 5. Câte mai rămână? 27 de grâie. Și vine vârstea și mănâncă 5. Vârstea s-a spărat pâș-pâș și a mâncat 5. Da? 7 de mai mare ca 5? Și dacă din 7 scădem pe 5, cât rămâne? Dacă din 7 scădem pe 5, dar cu 2? Corect. 10-le nu sunt afectate. 10-le stau liniștite. Și 22. 22. Da. Deci 22 este răspunsul corect. Hai să mai vedem în continuare. Foarte interesant de și cu scăderea asta. Dacă știm adunarea, merge și scăderea foarte, foarte repede. Așa că eu un auscat. La și jumătate să mai anunțați, nu la fix, ca să intre minunea la fix la treabă, că am și ea de așteaptă, este nerăbdătoare. Și mai avem 7 minute, da? Excelent! Excelent! Uită-te la următorul lucru. Deci, cât face, uite-te aici, te rog frumos, 29 minus 29 minus 5. Ca și matematic. Dar numai 9 minus 5. Cât face 9 minus 5? Din 9 dăm 5. 4. Deci 4. 9 minus 5 face 4. Dar 10 mi-au rămas. Deci rămas 20, când am umblat la ele, și 4. 24. Cât face? Ia să vedem. 28. Minus 26. Minus 6, pardon. 28 minus 6. 28 minus 6. Liniștite. 22. Parcă ai avut din 8, ai scăzut pe, din 8 pe 6. Cât face 29 minus 23. Minus 3. 29 minus 3. 26. Foarte bine. 26. Cât face 37 minus 3. 37 minus 3. 7. Ești puternic? Întrebăm. 7. Tu ești puternic față de 3? Da. Ai de unde să scădea? E posibil să scădem de 3? Da. Ce îți face 7 fără 3? 7 fără 3. 5. Ia să vedem. Adică pe 7. 7. 7. 7 atâta înseamnă. Asta. 5 și cu 2. Este 7. Că ne-ai arătat așa, dacă ai arătat așa, sunt 8. Este 8. Este 7 de dată, da? Și dacă scădem 3, 2 de aici și încă 1 de aici. Face 4. Așa. Deci face 4. Și atunci la 10 o rămas. Face 34. Nu știu ce, de timpul de aici nu mânți. Cât face 9 minus 2. 49 minus 2. Adică din nou scădem 2. Din
Înseamnă? 8. Păi, hai să vedem așa. Din 9, arată 9, ca să văd și eu 9. Cum arată să spun? Păi de rețet, 9. Așa, foarte bine. Și acum, scazi 2 și rămâne ăsta și cu ăsta. 6. Ia vezi încă o dată. 7. 7, sigur că da, 7, că-s 2. 5 și cu 2. Deci face 47. Bun. Eu sunt numeri din 2 în 2 până la 10. Din 2 în 2. 2, 4, 6, 8, 10. Perfect. Înapoi. 10, 8, 4, 6 mai întâi. 10, 8, 6, 4, 2. Ia încă o dată la noi, înainte. 2. 2, 4, 6, 8, 10. Înapoi. 10, 8, 6, 4, 2. Perfect. Hai să numărăm până la 20 din 2, 2. 2, 4. 2, 4, 6. 8. 8, 10. 10, 12. 14. 14, 16. 20. 18, 20. Vedem. Aici așa. 2, 4, 6, 8, 10. Și cum ai zis? 12. Adică, pai, voi parcă e la început. 10 acest păstrează. 12, 14, 16, 18, 20. Hai înapoi acum. 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. Așa, perfect. Ei, pentru acasă, ca temă, pentru săptămâna care vine, să numeri din 2 în 2 temă. Mă asculți? Să numeri din 2 în 2 până la 100 și înainte și înapoi. Să scrii asta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 și pe urmă înapoi. 10, 100, 28 și așa mai departe. Asta e tema pentru tine. Da, da, dragilor, iată-ne din nou la lecție. Timpul s-a epuizat, timpul lui Eva și nu ne rămâne decât să îi mulțumim frumos pentru lecția făcută și să spunem așa, Eva, sinteza lecției, sinteza ori. Adică ce am făcut noi, ce am urmărit noi în lecție, să știm prietenii noștri, că noi nu facem așa niște lucruri de dragoste care facem. Deci am făcut citirea și scrierea numerelor din trei cifre cu numărul 10. Folosim numărul 10. Apoi. Am făcut scăderi dintr-un număr A altui număr dintr-o cifră. Numărarea din 2 în 2 înainte și înapoi. Da? 2 înapoi. 2 în 2 înainte și înapoi. Adică 2, 4, 6, 8 și până tot înapoi. Rimează 2 înapoi. 2 înapoi, sigur că da, rimează ca într-o poezie, da? Asta e remarca acolo. Bine, perfect. Mulțumesc frumos! La revedere, dragilor! Pe curând, te facem cu mâna, prietenii noștri. Ne vedem săptămâna care vine. Ușor, ușor. Să pornim...